Astăzi voi prezenta tema Pompei. Tema se adresează elevilor din clasa a 5-a. Pompei este un oraș antic situat în vestul peninsulei italice. A fost inițial o colonie înființată de grecii dorieni în secolul 6 înainte de Hristos. În anul 80 înainte de Hristos a devenit colonie romană, sub numele de Cornelia Venera Pompei. De 24 august, anul 79 înainte de Hristos, erupția vulcanului Vesuviu a acoperit în întregime orașul Pompei. Ruinele orașului au fost descoperite întâmplător în secolul al XVI-lea, iar în 1689, adică secolul al XVII-lea, în timpul construcției unei fântâni, au fost descoperite ruinele unei clădiri pe care era inscripționat cuvântul Pompei. Cu toate acestea, săpăturile arheologice au început în secolul al XVIII-lea. Statul de cenușă a păstrat perfect rămășițele, iar săpăturile arheologice au descoperit un oraș înghețat în timp. Acest fapt a oferit cercetătorilor posibilitatea de a înțelege viața de zi cu zi în lumea antică. Orașul Pompei a avut o formă neregulată și au fost descoperite 7 porți ale orașului. Cea mai importantă stradă purta numele de Via Stabiana. Printre cele mai importante zone ale orașului se numără Forumul, care era centrul vieții politice, religioase și economice a orașului, Bazilica, sediul administrației justiției, Templul lui Apollo, cea mai importantă clădire religioasă din Pompei, Băile Stabian, care datează din secolul 4 înainte de Hristos și sunt cele mai vechi din oraș, au fost împărțite într-o zonă feminină și una masculină. Acestea aveau piscine și sistem de încălzire sofisticat. Casa del Fauno este o reședință imensă cu diferite camere frumos decorate și bine conservate. Nu în ultimul rând, teatrele Grande și Piccolo, dedicate timpului liber al oamenilor din Pompei. Astăzi sunt într-o stare foarte bună. Castelul Mare din Pompei a fost construit în secolul II înainte de Hristos și a trecut prin mai multe etape de modernizare. Acesta avea o capacitate impresionantă de 5.000 de spectatori. Aici erau puse în scenă spectacole de teatru, atât tragedii cât și comedii. O caracteristică unică a acestui teatru este așezarea cu vedere panoramică la munții din Pompei, care uneori se bea și ca fundal pentru piesele de teatru. Primele excavații în acest loc au fost în perioada 1764-1765. Arheologii au descoperit vile luxoase și magazine care purtau numele proprietarilor sau ale personalităților vremii. De asemenea, pereții caselor bogate și ale clădirilor publice erau decorați cu fresce și mozaicuri. O casă reprezentativă este Vila dei Misteri sau Vila Misterelor, o vilă romană antică, renumită pentru picturile rafinate. Săpăturile arheologice au descoperit oameni care se adăposteau de erupție, oameni prinși de lavă în timp ce fugeau, dar și brutării cu pâini încă în cuptoare. Din Pompeiul antic erau bine organizate, mărginite de case mici sau mari, în funcție de locul proprietarilor în ierarhia socială, de ateliere ale meșteșugarilor sau magazine.
În final, vă propun să vizionați, folosind linkul de mai jos, animația referitoare la distrugerea Pompeiului. După vizionare, discutați în clasă care aspecte v-au impresionat. Vă mulțumesc și vă urez succes!